Vă salut! Sunt Mircea Mihailă și astăzi discutăm despre Viața la Bloc. Bine v-am găsit sau bine v-am regăsit pe acest canal de YouTube, canal pe care fac un video alături de colegul și prietenul meu, Silviu Simion. Simi, bine ai venit! Bine te-am găsit, Mircea, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și eu pentru timp. Noi trebuia să discutăm despre evenimente. Cu asta ne ocupăm, dar. Ca să nu fim în zona asta în care țara arde și baba se piaptănă, discutăm despre un subiect prin care eu am trecut și am avut o experiență neplăcută uh, în legătura mea cu asociația mea de proprietari. Uh, tu aici ești ancorat oarecum, chiar în, în două locuri, și aș vrea să uh, creăm un, uh, o imagine, un context bun pentru această discuție și să ne spui despre ce este vorba. Mă ocup de două asociații de proprietari. Una este. Uh, cea în care și locuiesc, okay. la cealaltă un ansamblu imobiliar de șase de blocuri. Bun. Am în fața mea un om care ne poate da niște informații valide, un om cu experiență în domeniul ăsta. Ce situație am avut eu? Eram îndreptățit legal, în baza unui articol din legea să mă ajut, 196 din, din 2018, din 2018. Da. legat de plata taxelor prin metoda viramentului bancar asociația din care eu făceam parte nu înțelegea nici cum aspectul ăsta și spuneau că ei nu au cum să-mi ofere treaba asta, deși m-am dus cu legea și le-am expus exact ce scria acolo. Eu te întreb, ca să știe toată lumea, ce ar trebui să facem când efectiv în cadrul asociației de locatari nu găsim o rezolvare la problema pe care o avem acolo? Sunt mai mulți pași pe care un proprietar care se simte nedreptățit ar putea să-i urmeze. Consider că o bună comunicare ajută foarte mult la rezolvarea problemelor de orice natură. Este esențial ca în primă fază să ne adresăm verbal, telefonic, administratului. Atenție, nu în momentul în care se face uh, încasarea întreținerii, fiindcă atunci de foarte multe ori acolo este mai multă lume, administratorul poate nu este da, într-o... Dar îl oprești din munca lui, este de bun simț. Exact. Este, este suficient să expunem verbal aspectul ăsta? În momentul în care simțim că răspunsul pe care l-am primit nu este uh, unul uh, care să ne îndreptățească, uh, recomand și este esențial ca proprietarii să facă în scris către asociație uh, această solicitare, asociația fiind obligată, conform legii pe care tu ai amintit-o, să-i răspundă în termen de 10 zile. Recapitulăm: Prima dată încercăm verbal, după aceea încercăm în scris, și urmează a treia. a treia. A treia este cea care a urmat, și în situația mea, și este foarte important să o știe lumea, pentru că eu nu o știam. Și de asta am ținut neapărat să fac acest video: cui ne adresăm în situațiile în care nu merge comunicarea în cadrul asociației. În primăriile orașelor cu blocuri există departamente specializate care se ocupă de asociațiile de proprietari. În cazul în care, după cum spuneam, proprietarul nu este mulțumit de răspunsul pe care l-a primit de la administratorul asociației, se poate adresa în scris departamentului din primărie. Exact asta am făcut și eu și pe calea asta le mulțumesc celor din primărie pentru că mi-au rezolvat problema foarte repede. Am, am depus cred că a fost un mail, nu a fost o cerere, a fost efectiv un mail în care am sesizat ce problemă am, ei s-au ocupat de treaba asta într-un timp scurt, am primit un răspuns cu absolut tot ce era legat de rezolvarea problemei mele. S-a pus în practică? Da, s-a pus. Este foarte important că am ajuns la uh, răspunsul pe care ni l-am dorit, dacă problema s-a rezolvat, este foarte bine. Însă mi amintesc că tu ai consumat atunci foarte multă energie, ai fost uh, realmente supărat pe ceea ce s-a întâmplat. Așa Asta este. tocmai din uh, Gestionarea proastă situației administratului. Probabil că nu ați avut o comunicare foarte bună la momentul respectiv, probabil tu nu ai abordat la momentul respectiv cum ar fi trebuit problema. Da, este un lucru peste care vreau să trec că este rezolvat, însă de asta fac acest video ca să aducem oamenilor anumite informații ce trebuiesc oarecum cunoscute de către cei care fac parte din asociații, cum sunt și cele pozitive, de altfel. Pentru că vreau să te întreb acum ce avantaje avem noi, cei care facem parte dintr-o asociație de proprietari, în cadrul instituțiilor pe care asociația le reprezintă în fața noastră. Nu știu dacă putem vorbi neapărat de niște avantaje. Asociațiile de proprietari sunt un must-have. Ele se ocupă de gestionarea facturilor de utilități pe care imobilul respectiv, de care imobilul respectiv are nevoie astfel încât clădirea respectivă se poată funcționa eficient. Bun, practic avem o gospodărire la nivel de număr de apartamente, scară și așa mai departe. Uite, sunt curios, comunicarea dintre asociație și locatari în contextul ăsta al pandemiei de coronavirus, cum este făcută? Mai trebuie să vină oamenii la ghișeu să plătească, să transmită citirile sau se poate face și într-o manieră electronică? În momentul în care am avut stare de urgență, și, din păcate, pare că acest lucru va reveni. Se repetă, da? Uh, nu uh, s-au mai făcut încasări, da. iar proprietarii au avut la dispoziție contul asociației prin care și-au putut plăti întreținerea. Și citirile? Citirile se pot da online, direct în aplicație. La nivelul asociației noastre, avem o aplicație pe care o folosim, iar proprietarii își introduc consumurile direct acolo, acolo existând foarte bine și o. Un istoric al, al plăților. Uite, asta cred eu că este necesar în cadrul unei asociații. Administratorul este obligat moral să țină pasul cu tehnologia. Mi se pare uh, absolut firesc ca uh, proprietarii să aibă posibilitatea să uh, își introducă un index online, să poată plăti uh, întreținerea uh, online. Eu chiar recomand acest lucru, și este mult, mult, mult mai practic. Bineînțeles că la nivelul blocurilor discutăm și de oameni mai în vârstă sau care nu au neapărat o plăcere în a utiliza tehnologia. Însă, în momentul în care descoperă această facilitate, okay. ei sunt foarte, foarte bucuroși. Am, fost, am avut plăcerea de a ajuta câteva persoane. persoane. Uh, și acum, de fiecare dată când mă întâlnesc cu ele, îmi uh, mulțumesc pentru asta și sunt foarte uh, recunoscătoare pentru faptul că nu mai pierd timp la încoadă coadă pentru a-și plăti întreținerea. Recomand uh, tuturor să-și facă plățile online, este mult mai simplu. Transfer bancar, aplicație, PayPoint, cum poate fiecare, dar se poate și trebuie să se poată. Uite, Simi, eu văd o chestie care este bună nu doar acum în contextul pandemiei, pentru că o asociație care are un site bine pus la punct, automat aduce în fața locatarilor multă transparență. Și la ce mă refer? Printr-un site putem urmări absolut tot, sau ar trebui să o urmărim absolut tot, începând de la plăți, începând de la documente care țin de asociație, începând de la membrii, începând de la citiri, începând de la absolut tot ce este important pentru asociația respectivă în relația cu locatarii. E adevărat, la fel, intră în grijă administratului sau președintelui asociației ca aceste acte să fie la dispoziția oricui, chiar și în varianta online, dacă nu fizică sau în copia acestor documente, oricând. Eu aș chiar da un sfat și nu este un sfat pe care îl dau în necunoștință de cauză. Eu cred că ar fi foarte util ca asociațiile de proprietari din România să pună la punct un site un șablon de site care să poată fi folosit de către orice asociație. Împrinzi ideea. Este o chestie super simplă, care se poate face cu un cost minim și se poate multiplica pentru toate asociațiile, astfel încât toți să beneficieze de partea asta de transparență. Că până la urma urmei, aici sunt problemele. Transparența, lipsa de comunicare, lipsa de expunerea comunicării, pentru că în momentul în care avem un site putem face automat expunerea comunicării și trei, în situațiile astea de urgență, este automat un avantaj imens pe care îl putem aduce locatarilor. Ai dreptate în ceea ce spui, însă sunt foarte convins că în țara asta există probleme mult mai importante la care, din păcate, autoritățile găsesc cu greu astfel de rezolvări. Probabil că în viitorul mai apropiat sau mai puțin apropiat se va trece sau autoritățile se vor aplica mai mult și în, în această direcție. Până atunci, însă, fiecare administrator își gestionează facturile și plățile după cum poate. Topicul ăsta cu asociațiile de proprietari a fost și în media de divertisment de multe ori dezbătut. Mircea Bravo, care este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România, a adus, cred că de două sau trei ori în videourile lui tema asta a asociațiilor și de aici trag și concluzia că nu există efectiv un loc de unde să ne luăm toate informațiile vis-a-vis -vis de subiectul ăsta. Să știi, că, să știi că există un loc unde toate aceste informații pot fi găsite. Aici discutăm de legea 196 pe 2018, care este la îndemâna oricui. Nu este nici foarte stufoasă, sunt undeva la 40 de pagini dar da? acolo oamenii pot găsi răspunsuri la absolut toate întrebările. E adevărat, am înțeles că sunt discuții, anumiți colegi spuneau că legea ar fi putut fi un pic mai bună, astfel încât să nu lase loc la niciun fel de interpretări. Însă, acolo regăsim negru pe alb răspunsuri la aproape toate întrebările pe care proprietarii de cele mai multe ori și le pun. Pentru că, proprietarii, este normal să aibă uh, răspunsuri la tot ceea ce caută. Nu crezi că ar trebui, ca și în legea asta, să existe integrarea uh, părții online a asociației de proprietari? Nu știu, te întreb, pentru că tu ești acolo, tu ești în baricada aia. Eu sunt un locatar, ca și tine de altfel, dar tu ai și funcția pe care o ai în cele două asociații. Nu crezi că ar fi firesc ca în respectiva lege să fie introdus un articol vis-a-vis -vis de online-ul asociațiilor? De existența unui site a unei asociații? Eu sunt pro uh, a tot ceea ce ține de online. Însă, nu știu în ce măsură acest aspect ar putea fi uh, integrat într-o lege. Care sunt așteptările pe care voi le percepeți că locatarii le au de la o asociație? Asta este o problemă a asociațiilor de proprietari. Uh, în cele mai multe cazuri, proprietarii sunt destul de uh, rezervați, sunt destul de retrași, uh, nu își fac uh, apariția în cadrul asociației efectiv decât atunci când apare o problemă. În discuțiile pe care le-am avut când m-ai ajutat să-mi rezolv problema, îmi spuneai că ați accesat niște fonduri și treaba asta mi s-a părut un pic mai tare decât uh, tot ce am discutat noi până acum, pentru că este o cale prin care văd că o asociație ar putea să implementeze tot ce am discutat noi. Poți să dai câteva detalii de, de subiectul ăsta, legate de subiectul ăsta? Da, am fost foarte bucuros să pot să pun numărul la accesarea unor fonduri europene de, pentru termoizolarea uh, unui bloc. Se întâmpla în urmă cu patru ani de zile, uh, iar acum, uh, spre bucuria mea, suntem la faza de execuție și probabil că uh, într-una sau două luni uh, lucrarea va fi terminată. E vorba de fonduri europene. Contractul are o valoare de aproximativ 200.000 de, de euro. Iar Foarte mare. 25% din această sumă le revine proprietarilor, 75% este contribuția primăriei și a fondurilor europene. Iată un lucru foarte bun. Este de, bună bun augur ca, cred eu, toate asociațiile să poată să facă pasul ăsta spre fonduri europene. Probabil că urmează am avut deja discuții cu mai da. multe asociații care intenționează să aplice la, această, la accesarea acestor da. fonduri cu ajutorul primăriei. Și aici aș vrea să am și o mențiune specială pentru primăria Sibiu, care, da, prin departamentul de fonduri europene, au avut o comunicare foarte bună cu noi încă de la început și s-au arătat foarte interesați în a, în a ne sprijini. Ca drept dovadă, acum suntem la faza de execuție. Bun, Simi. Cred că am discutat uh, toate lucrurile care erau importante. Și sunt importante pentru asociațiile de proprietari. Dacă crezi că mai e ceva de uh, dezbătut, recomand tuturor proprietarilor, cum am spus probabil și la începutul acestei discuții, ca în momentul în care au o anumită problemă, indiferent de natura ei, să o expună cât mai, cu, cât mai repede cu putință. Verbal în primă fază, înscris în cea de-a doua fază, către conducerea asociației, iar ulterior, dacă nici aici nu găsește rezolvare, în cadrul departamentului din primărie care se ocupă de asociația de proprietari. Lucrurile trebuie să evolueze foarte bine. Oamenii, într-adevăr, sunt foarte diferiți, însă dacă comunicăm, povestim, trebuie să găsim soluții la orice. Excelent. Chiar vreau să fac și o mențiune asta, că nu este un material, nu este un video în care denigrăm ceva. Eu, efectiv, am expus și am ales să le expun pentru că nu le-am găsit în altă parte niște situații cu anumite rezolvări care pot să vină în sprijinul anumitor oameni care se confruntă cu problemele astea. Îți mulțumesc frumos pentru timpul tău și chiar aș vrea să reluăm o întâlnire aici în studio care să fie pe temă de evenimente, pe tema proiectului vostru cu florile de hârtie, pentru că noi asta am fi vrut să discutăm. Dar mă bucur că s-a întâmplat și ce s-a întâmplat acum. Cu mare plăcere, oricând Mircea, mulțumesc pentru invitație. Cu drag Simi. Vă mulțumim foarte mult. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, vă invit să vă abonați acestui canal de YouTube în cazul în care nu ați făcut-o. Toate bune, să ne vedem, cu bine și sănătoși.